Întrebat de reporterul Hunedoara TV de ce n-au arat județul Hunedoara și până acum pentru rezolvarea problemelor identificate de socialdemocrați, Valeriu Zgonea s-a făcut că nu aude întrebarea. Angajamentele asumate în fața presei locale de către președintele Camerei Deputaților în numele guvernului Ponta III și osanalele ridicate la adresa eficienței guvernului condus de președintele PSD demonstrează clar că socialdemocrații au intrat în campanie electorală, atât pentru Parlamentul European, cât și pentru ocuparea postului de deputat pe Colegiul 3, post vacant încă din vara anului trecut. La scrutinul din 25 mai, PSD și-a propus să obțină în județul Hunedoara 40% din voturile electoratului. Pe regiunea vest, ceva mai puțin, pentru că PSD are un singur președinte de Consiliu Județean. Regiunea, să știți că este una complicată din punct de vedere politic, pentru că la Hunedoara și la Cara Severin avem președinți de Consilii Județene liberali, la Arad avem un președinte de Consiliu Județean PDL, și doar Timișul are un președinte de consilier de Consiliul Județean PSD. Acești președinți au atras după ei și un număr important de edili locali, pentru că alegerile locale s-au desfășurat în același timp și pentru Consiliul Județean și pentru primării. De aceea, regiunea noastră, eu sper că un 35% este reprezentativ pentru întreg vestul țării. PSD-iștii au declarat că nu au furat startul și că nu sunt în campanie electorală. Dar din delegația de la centru a făcut parte și candidatul PSD pentru Colegiul 3, Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor Călan, Sorin Marica, primarul comunei Sălașul de Sus. Iar după Deva, PSD-iștii s-au întâlnit și cu electoratul, primarii și oameni de afaceri din zona Hațegului.